Imagini șocante la sediul poliției târgoviște. Sala de examene auto cade pe candidați. Potrivit Libertate.ro, imaginile au fost surprinse de un cititor care s-a prezentat recent la examenul pentru redobândirea permisului auto. Sunt lucruri pe care nu te-ai aștepta să le vezi în 2018 în clădirea unei instituții publice dintr-o reședință de județi cu 80.000 de, de locuitori. Tânărul a spus că a crezut că e o glumă proastă când a văzut unde trebuie să susțină acest examen. Sala arată ca după război. Zugrăveala de pe tavan le poate cădea în orice moment oamenilor în cap. Pereții au găuri mari în zonele geamurilor, geamuri care sunt susținute de câte o cărămidă, iar ultimul șir de bănci în care ar trebui să se așeze cei care dau examen stă într-o rână. Tânărul spune că a filmat aceste imagini cu acordul polițiștilor care sunt disperați de condițiile în care trebuie să lucreze.